Au învățat tainele judoului, iar acum trebuie să pună în practică tehnicile și procedeele învățate la antrenamente. Elevii antrenorului Gabriel Dumitrescu se pregătesc acum de competiție. Este o competiție de angrenare, să vadă și cam despre ce este vorba în judoul competițional. Nu avem niciun fel de obiectiv. Singurul lucru pe care îl vizăm este acela de a-i familiariza cu ce va urma de acum înainte. Competiția se va desfășura la Balș, pentru că în sfârșit a mai apărut un club de judo în județul lor și mă bucură enorm acest fapt, pentru că Balșul este un oraș cu tradiție, este un oraș care a avut echipă de divizie în judo acum foarte mulți ani de zile și sunt câțiva oameni inimoși acolo care au pus bazele unui club privat și am zis să începem să facem un pic de activitate cu cei mici. Competiția în care sunt angrenați mici judoka va avea loc joi la Balș. Nu s-a putut să o desfășurăm în weekend pentru că deja este perioada de sfârșit de an școlar și sunt prinși cu excursii, cu alte activități și atunci am zis că joia fiind la jumătatea săptămânii putem să-i prindem pe toți. Antrenorul Gabriel Dumitrescu spune că deși cei mici nu au experiență foarte mare, sunt judoca de perspectivă care peste ani pot deveni campioni naționali.